Agitație mare astăzi, în prima zi de școală în municipiul Hunedoara. Spre deosebire de alți primari, pentru edilul șef al urbei, Dan Bobouțanu, ziua de astăzi a fost un adevărat tur de forță, având în program 4 ceremonii, fiind invitat la 4 școli diferite. Startul s-a dat la școala gimnazială numărul 6, care s-a deschis odată cu începerea noului an școlar, după ce a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare în baza unui proiect cu finanțare europeană. Sunt foarte încântat că putem să deschidem noul an școlar cu această nouă investiție. Este o investiție importantă pe fonduri europene. O investiție într-una dintre cele mai celebre, ca să spun așa, școli primare și generale din Hunedoara, cu rezultate foarte bune de-a lungul anilor la învățătură, în cadrul procesului educațional. Practic, în spatele meu se află, ca să spun așa, o lucrare deosebită, pentru că și constructorul a lucrat într-un mod deosebit. Mulțumesc cadrelor didactice, cred că ei sunt cei mai încântați că s-au putut întoarce în locația dânșilor după, cred că un an și jumătate. Toată școala a fost modernizată din temelii, practic doar zidurile rămăseseră în picioare, și vreau să le mulțumesc și în egală măsură, evident, și angajaților primăriei, pentru că ei sunt cei care au lucrat mult la acest proiect, care au accesat fondurile europene și care au implementat acest proiect. Nu este singura școală modernizată din Hunedoara. Foarte puține școli au mai rămas nemodernizate sau grădinițe, dar și ele se află în prim proces de depunere a documentațiilor pentru avizare, pentru obținerea finanțării. Vreau să le doresc, evident, un an nou cât mai bun, un an nou școlar, în primul rând elevilor, dar și părinților și bunicilor, pentru că curtea este plină și de părinți și de bunici la această deschidere festivă. Să fim mândri de rezultatele copiilor este lucru cel mai important. Ceea ce am făcut noi nu este un fapt deosebit, o reabilitare de școală nu trebuie să fie un fapt deosebit, trebuie să fie o stare de normalitate. Clasele spațioase, luminoase, cu mobilier modern și primitoare, i-au impresionat nu doar pe micuții care astăzi au pășit pentru prima oară dincolo de pragul școlii și care s-au simțit ca niște prințișori, ci și pe cadrele didactice. Nu știu cum mă simt eu, dar copiii cu siguranță sunt bucuroși și asta este cel mai important. Ne bucurăm nespus de mult că am revenit aici în școala gimnazială numărul 6. Uite, s-a îmbrăcat în ținută de sărbătoare, pot să zic așa, că arată minunat cu aceste picturi. Sălile sunt foarte frumoase, curate, în alb imaculat, luminoase. Ne bucurăm nespus de mult și chiar am mulțumit și mulțumesc în continuare primăriei municipiului Hunedoara pentru tot efortul depus ca unitatea noastră să fie reabilitată complet. Știm că a fost un efort deosebit, dar, după cum vedeți, chiar a meritat. După ce a aprobat băncuțele cu care au fost dotate clasele pregătitoare, primarul Dan Bobouțanu a dat startul noului an școlar la Liceul Teoretic Traian Lalescu, prestigioasă unitate de învățământ hunedoreană care s-a remarcat prin rezultatele de excepție în domeniul roboticii. Și această unitate de învățământ a beneficiat de ample proiecte de modernizare și reabilitare. Este important ca în urma acestor rezultate să avem elevi cât mai mulți și nu doar din Hunedoara la acest liceu. Altfel, orice investiție nu merită efortul dacă nu ai copii pe care să-i duci în astfel de clădiri. Vă doresc mult succes în nou an școlar, rezultate pe măsură, Doamne ajută să ne vedem cu bine! Trebuie așa să ne aranjăm și să intrăm în clasa nouă, școala nouă, după că este renovată, și să începem să învățăm mai tare decât anul trecut. Să învățăm mult, să citim mult, să ne dea cât mai multe cărți. Care e materia ta preferată? Istoria. Tu ai văzut noua școală? Nu, doar pe
Așa, pe exterior, dar abia aștept să intrăm la noi în școală. În timp ce elevii din clasele primare au fost nerăbdători să intre în clasele modernizate și să depene amintiri din vacanță, membrii clubului de robotică, renumiți pe plan internațional pentru performanțele lor, s-au grăbit să testeze în prezența primarului o nouă invenție cu aplicabilitate în sport. Ia! Depinde numai de voi, dragi elevi, să performați. Pentru părinți, încă o dată le mulțumesc pentru încrederea acordată școlii și sperăm că o să avem o colaborare rodnică, plăcută, fructuoasă, mai puneți dumneavoastră adjective acolo. Noi zicem cadrele didactice, spun că o să fie bine pentru copiii dumneavoastră și hai să nu zicem bine, chiar foarte bine.